Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de ouă umplute decorate sub formă de păianjeni. Am pus ouăle la fiert în apă cu sare și puțin oțet pentru aproximativ 12 minute. Iar apoi i-am transferat imediat în apă cu gheață și pentru a putea să le curăț cu ușurință mai apoi, am crăpat coaja ouălor tot de-a roata pentru ca apa să ajungă sub membrană și va ajuta la curățarea ouălor, fără ca acestea să se rupă, chiar dacă sunt ouă proaspete. Iar după ce s-au răcit, le-am curățat de coajă. Apoi m-am apucat de decorat. Am tăiat oul în două. Cantitățile sunt pentru un singur ou. Desigur, în funcție de câte ouă folosiți, puteți să măriți cantitățile ingredientelor. După ce am zdrobit bine cu o furculiță gălbenușul, am adăugat puțină sare, aproximativ jumătate de linguriță de maioneză, o jumătate de linguriță de muștar, puțin piper măcinat și am amestecat bine până s-a omogenizat. Apoi am umplut ouăle cu compoziția obținută. Aceasta este o variantă fără pateu. Fiindcă nu am mai adăugat pateu în compoziția de gălbenușuri, nu mi-a mai rămas extra. Desigur, se poate adăuga și pateu dacă vă place. Apoi m-am apucat de pregătirea, să zicem așa, a păianjenului. Am tăiat o măslină în două pentru corpul acestuia. Am tăiat câteva măsline felii. Desigur, am folosit doar mijlocul pentru a avea acele picioare egale. Iar apoi, după ce am tăiat feliile de măsline încă o dată în două, le-am așezat pe post de picioare. Este o idee super simplă, fără prea multe bătăi de cap, pentru a decora ouăle festive. Fie pentru cei mici, fie pentru cei mari. Fiindcă este luna octombrie, iar mai toată lumea sărbătorește Halloween-ul, am decis să vă prezint câteva idei rapide și ușoare pentru a decora masa festivă de Halloween. Dacă doriți să vedeți mai multe rețete asemănătoare, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.